Duminică, de la ora 16, RCM Timișoara întâlnește în deplasare pe Baia Mare. Ruibiștii bănățeni merg la victorie și nu își permit să piardă împotriva băimărenilor. Timișoara se luptă pentru titlul de campioană și orice greșeală îi poate costa. În ceea ce privește lotul, există și câțiva jucători accidentați. Nu-l vom forța pe Kini Kinlau, care a avut parte și el de accidentări. Carbo și Bălan sunt și ei pe lista indisponibililor. Oricum, probabil că vom mai menaja 2-3 jucători, pentru că meciul din semifinale este vital pentru noi. Nu neglijăm partida de la Baia Mare, vrem să terminăm play-off-ul pe primul loc, dar nu va fi o tragedie dacă vom pierde. Noi mergem însă la victorie, iar cei care vor intra pe teren trebuie să demonstreze că merită în această echipă. Nu va fi un meci ușor, este important să facem o figură frumoasă, declară Sorin Doda, vicepreședintele RCM-ului. În meciul de la Baia Mare, în care ne propune să facem o figură frumoasă, ținând cont că peste o săptămână avem semifinala. Adversarul de săptămâna viitoare probabil că se va hotărî duminică. Noi mergem la Baia Mare ca să facem o pregătire, să zicem, pentru meciul de săptămâna viitoare. În acesta o să vă spun despre situația lotului și probabil că formația probabilă pentru sâmbătă.